Scandal pe holurile Parlamentului, senatorul PSD Liviu Brăiloiu i-a făcut ciobani pe jurnaliștii care doreau să obțină de la acesta o declarație despre discuțiile din Comisia de Apărare. La insistențele reporterilor, senatorul a încercat apoi să repare gafa. Considerați că e normal să faceți ciobani? Corectă din partea unui senator al României? Considerați că e spatele, domnule senator? De ce suntem ciobani, domnule senator? Dacă puteți să ne explicați de ce suntem ciobani, vă rugăm. Păi v-am mai spus. Și asta vă îndreptățește să ne jigniți sau cum? Păi când călcați un om, îl îmbrânciți și îl călcați, vă cere scuze, da? Dar dumneavoastră vă cere scuze că ne-a jignit? Eu nu v-am jignit. Cum ne-ați făcut ciobani, ne-ați spus ciobanii ăștia. E o meserie onorabilă? Nu, e o comparație de bine. Meseria de cioban, da, este ca orice meserie din România, este onorabilă. Onorabilă, la fel. La fel? A, deci te punem pe fișiera de legalitate. Orice dacă mesele. Un jurnalist vă jignea, domnule senator, cum reacționați? Pe mașinii destul până acum. Cu ce v-am jignit, domnule senator? Cum? Că noi nu v-am făcut pe dumneavoastră. Care parlamentarii la fel?